33. Drumul spre casa Gladiei păru mai scurt decât cu o zi înainte. Afară era însorit și frumos din nou, dar priveliștea părea alta. Soarele arunca raze piezișe din partea opusă, desigur, iar culoarea era puțin diferită. Poate că plantele păreau altele dimineața față de seara sau miroseau altfel. Balei își amintea că se gândise uneori la asta pe pământ. Daniel și Giscard îl însoțeau și de data asta, dar mergeau mai aproape de el și păreau mai puțin îngrijorați. Balei întrebă Alene: Aici soarele strălucește tot timpul? Nu partenere, Elia, răspunse Daniel. Dacă s-ar întâmpla așa, ar fi un dezastru pentru lumea plantelor și, prin urmare, pentru umanitate. Prognoza este, de fapt, că soarele va fi acoperit de nori în timpul zilei. Ce a fost asta? Întrebă Balei uimit: Un animal mic, ca feniu deschis, se ghemuise în iarbă. Văzându-i pe ei, fugise cam fără grabă. Un iepure, domnule zise Giscard. Balei se liniști. Îi văzuse și pe câmpurile de pe pământ. De data asta, Gladia nu-i aștepta la ușă, dar era clar că-i aștepta. Când un robot îi pofti înăuntru, ea nu se ridică, ci spuse cam militată și obosită. Doctor Fastolf mi-a zis că trebuie să mă vezi din nou. Ce mai e? Purta o roche strânsă pe corp și se vedea că nu mai are nimic pe dedesubt. Părul îi era dat pe spate lins, iar chipul îi era palid. Arăta mai obosită decât cu o zi înainte și era evident că dormise puțin. Daniel, amintindu-și ce se întâmplase în prima zi, nu intră în cameră. Totuși Giscard intră privi atent în jur, apoi se retrase într-o nișă din perete. Un robot al gladiei stătea în altă nișă. Balei zise, Îmi pare nespus de rog, gladia, că trebuie să te deranjez încă o dată. Aseară am uitat să spun vorbi gladia că după ce Jander va fi ars, va fi bineînțeles reciclat pentru refolosirea în fabricile de roboți. Cred că va fi amuzant să știu că de fiecare dată când voi vedea un robot nou construit, mă voi putea gândi că e alcătuit din mulți atomei lui Jander. Și noi suntem reciclați când murim zise balei și cine știe ce atom și ai cui sunt în tine sau în mine în clipa asta ori în ai cui vor fi ai noștri cândva. Ai foarte multă dreptate, Eliah. Și îmi aduce aminte cât de ușor este să filozofeze asupra necazurilor altora. Așa e, Gladia, dar n-am venit să filozofez. Atunci fă lucrul pentru care ai venit. Trebuie să pun întrebări. N-au fost destule ieri? De atunci ți-ai petrecut timpul gândindu-te la altele noi? În parte da, Gladia. Ieri ai spus că și după ce erai cu Jander, ca soț și soție, au existat bărbați care ți s-au oferit și că tu i-ai refuzat. Despre asta trebuie să te întreb. De ce? Bale ignoră întrebarea. Povestește-mi, zise, câți bărbați ți s-au oferit în timpul cât erai măritată cu Jander? Nu mi-am notat Elia. Trei sau patru. A fost vreunul dintre ei insistent? S-a oferit cineva mai mult decât odată? Gladia, care -i evitase privirea, îi se uită drept în față și întrebă: Ai vorbit cu alții despre asta? Balei dădu din cap. N-am vorbit decât cu tine despre acest lucru. Oricum, din întrebarea ta îmi dau seama că a existat cel puțin unul care a fost insistent. Unul. Santirix gremionii softăia. Aurorienii au nume atât de neobișnuite și el era neobișnuit pentru un aurorian. N-am mai întâlnit niciodată unul așa de stăruitor ca el. Întotdeauna era politicos, întotdeauna am întâmpina refuzul cu un zâmbet și cu o plecăciune demnă și apoi ca și cum n-ar fi fost nimic, încerca din nou în săptămâna următoare sau chiar în următoarele zile. Simpla repetare era o mică lipsă de respect. Un aurorian cuvincios acceptă un refuz permanent, în afară de cazul în care posibila parteneră îi dă de înțeles destul de clar că s-a răzgândit. Mai spune-mi. Cei care ți se ofereau știau de relația ta cu Jander. Ăsta nu era un lucru pe care să-l pomenesc în conversațiile ocazionale. Bine, atunci să-l luăm anume pe acest gremionis. El știa că Jander e soțul tău? Nu i-am spus-o niciodată. Nu îndepărta subiectul de discuție Gladia. Nu e vorba dacă i-ai spus-o. Spre deosebire de alții, el s-a oferit în mod repetat. Apropo, de câte ori ai spune? De trei ori? De patru ori? De câte ori? N-am numărat, zise Gladia obosită. Se poate să fi fost de vreo 12 ori sau mai mult. Dacă n-ar fi fost o persoană plăcută în alte privințe, ar fi trebuit să-mi pun roboții să împiedice intrarea în locuința mea. A, dar n-ai făcut-o. Și cere timp să faci multiple oferte. El a venit să te vadă. Te-a întâlnit. A avut timp să observe prezența lui Jander și cum te purtai cu acesta. Nu putea să-și dea seama de relație? Gladia negă din cap. Nu cred. Jander nu se amesteca niciodată când eu eram cu o ființă umană. Așa erau indicațiile tale? Cred că așa trebuie să fi fost. Erau. Și înainte ca tu să sugerezi că mi era rușine din cauza relației, era doar o încercare de a evita complicațiile supărătoare. Am un oarecare instinct al intimității când e vorba de sex pe care aurorienii nu-l au mai gândește-te, putea să-și dea seama? Iată-l, un bărbat îndrăgostit, îndrăgostit, sunetul pe care îl scoase ea semăna cu un sforăit. Ce știu aurorienii despre dragoste? Un bărbat care se consideră îndrăgostit, tu nu ești impresionată. Nu e posibil ca el cu sensibilitatea și suspiciunea unui îndrăgostit dezamăgit să fi ghicit? Gândește-te! A făcut vreodată o aluzie indirectă la gender? Ceva care să-ți provoace o bănuială cât de mică? Nu, nu. Nu s-a mai auzit ca un aurorian să vorbească de rău preferințele sexuale sau obiceiurile altuia. Nu neapărat de rău. Un comentariu ironic, poate. Orice semn că bănuia relația. Nu. Dacă tânărul Gremionis ar fi rostit vreodată un asemenea cuvânt, n-ar mai fi intrat în casa mea și eu aș fi avut grijă să nu se mai apropie niciodată de mine. Dar el n-ar fi făcut așa ceva. Era de o politețe plină de zel față de mine. Ai spus tânărul, câți ani are acest Gremionis? E cam de vârsta mea, 35, poate chiar un an sau doi mai puțin. Un copil, zise Balei cu tristețe, chiar mai tânăr decât mine, dar la vârsta asta... Să presupunem că a bănuit relația ta cu Jander și n-a spus nimic, absolut nimic. N-ar fi putut cu toate acestea să fie gelos? Gelos? Lui Balei îi trecu prin minte că pe Aurora sau pe Solaria cuvântul poate să nu însemne mare lucru. Mânios că ai putea să preferi pe altul în locul lui. Gladia zise tăios, știu ce înseamnă cuvântul gelos. L-am repetat doar din surprindere că ești în stare să-ți imaginezi un aurorian gelos. Pe aurora oamenii nu sunt geloși din cauza sexului. Cu siguranță că pentru alte lucruri, dar nu din cauza sexului. Pe față îi se citi clar un rânjet. Chiar dacă era gelos, ce importanță ar avea? Ce putea să facă? Nu e posibil să-i fi spus lui Jander că relația cu un robot ți-ar periclita situația pe Aurora? Asta n-ar fi fost adevărat. Jander putea să creadă dacă îi se spunea așa să creadă că-ți dăunează, că-ți face rău. Ar fi imposibil să fie ăsta motivul pentru degajarea mentală? Jander n-ar fi crezut niciodată așa ceva. Mă făcea fericit în fiecare zi în care era soțul meu și eu i-am spus asta. Balei rămase liniștit. Ea nu înțelegea, așa că trebuia să explice pur și simplu. Sunt sigur că te credea, dar se putea simți silit să creadă pe altcineva care îi spunea invers. Dacă ar fi fost prins într-o dilemă insuportabilă cu privire la prima lege... Chipul gladiei se schimonosi, iar ea țipă. Ești nebun. Îmi spui povestea veche cu Susan Kelvin și robotul care citea gândurile. Niciun copil mai mare de 10 ani n-ar putea crede așa ceva. Nu e posibil ca... Nu, nu este. Sunt de pe Solaria și știu destule despre roboți ca să-mi dau seama că nu e posibil. Ar fi nevoie de un expert pomenit ca să taie legăturile pentru prima lege într-un robot. Dr. Fastolf ar fi în stare să o facă, dar cu siguranță nu s-a Gremionis. Gremionis e un stilist lucrează pe ființe umane, taie părul, desenează îmbrăcăminte și eu fac la fel, dar cel puțin lucrez cu roboți. Gremionis n-a pus niciodată mâna pe un robot. Nu știe nimic despre ei decât să comande unuia să închidă fereastra sau așa ceva. Vrei să insinuiesc că relația dintre Jander și cu mine și mine... Își frecă osul pieptului cu un deget țeapă în sfârcurile mici ale sânilor, ghicindu-i se sub rochie. A dus la moartea lui Jander? N-ai făcut-o cu bună știință, zise Balei dorința să se oprească, dar incapabil să lase baltă interogatoriul. Și dacă Gremionis s-a aflat de la doctor Fastolf cum să... Gremionis nu-l cunoștea pe doctor Fastolf și oricum n-ar fi putut înțelege nimic din ce ar fi spus doctor Fastolf. Nu poți ști sigur ce ar fi înțeles, orice n-ar fi înțeles Gremionis, cât despre faptul că nu-l cunoștea pe doctor Fastolf. Gremionis trebuie să fi fost des la tine acasă, dacă te urmărea așa și. Și doctor Fastolf n-a fost aproape niciodată la mine acasă. Aseară când a venit cu tine, a fost de-abia a doua oară când mi-a trecut pragul. Îi era teamă că aș pleca dacă ar fi prea apropiat de mine. Odată a recunoscut asta. În acest fel și-a pierdut fica, zicea el. Ceva ridicol. Înțelegi, Eliach când trăiești câteva secole, ai destul timp să pierzi mii de lucruri. Fire, recunoscător că trăiești puțin, Eliach. Plângea nestăpânit. Balei o privi și se simți neajutorat. Îmi pare rău, Gladia. Nu mai am întrebări. Să chem un robot? Ai nevoie de ajutor? Ia dădu din cap și îi făcu un semn cu mâna. Pleacă, pleacă, zise cu glas sugrumat. Pleacă. Balei ezita, apoi străbătu camera, aruncându-i gladiei o ultimă privire nesigură în timp ce ieșea pe ușă. Giscard îl ajunse din urmă și Daniel îi se alătură când ieși din casă. El abia dacă observă, se gândi că începea să fie de acord cu prezența lor, așa cum își accepta umbra sau îmbrăcămintea, că începea să se simtă gol fără ei. Se întoarse repede la locuința doctorului Fastolf, în timp ce gândurile nu-i dădeau pace. Dorința de a o întâlni pe Vasilia fusese la început provocată de disperare, de lipsa altui subiect de cercetat, dar acum lucrurile se schimbaseră. Probabil că dăduse peste ceva foarte important.